Muzica e viața mea, ce-o trăiesc zi de zi. Fără ea, fără ea, nu știu cum aș trăi. Fără ea, fără ea, nu știu cum aș trăi. Precum petală cu petală fac o floare, precum mai multe frunze fac un pom, așa și zi cu zi și an cu an fac viața unui om. Sunt versurile Irinei Nicolai, o fire artistică și plină de sensibilitate. Este o doamnă remarcabilă, profesoară de muzică, compozitoare de cântece pentru copii și maturi, dar și autoare a imnului orașului Criuleni. Conducătorul muzical care era de atunci a venit la tatăl meu, la părinți, și spune: copilul dumneavoastră are talent, să-l dați numai decât la muzică, să dați să fac un instrument. Mă punea la diferite manifestări, chiar din grădiniță, să cânt. Eu nu sesizam pe atunci că eu am talent, ca un copil de grădiniță. Și tot așa s-a ținut, pe unde îl întâlneau, pe tata, pe mamă, s-o dați numai decât la muzică. Și am ajuns să înveț să studiez la școala de muzică din Criuleni. Cea mai mare realizare a vieții mele este familia și copiii mei. Am un soț bun și două fiice. A început a scrie odată cu venirea pe lume a fetelor sale și de atunci cuvintele i-au rămas inspirație. Compune piese pentru mamă, tată, soră, este un exemplu pentru mulți copii și interpreți care îi fredonează versurile. Scriu versuri și muzică, e o carte de cântece pentru copii și chiar și pentru maturi. Sunt mai mult predomină cântecele pentru copii, fiindcă aceasta nu e profesia mea, sunt pedagog de profesie și am lucrat și cu copii de grădinițe și cu copii de la școală, de la mic la mare, și sunt niște cântece care de acum sunt cântate în toată Republica Moldova. În viața trebuie să meriți fericirea, susține prin motoul său. A muncit, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. A publicat două cărți, Muzica e viața mea și Note cu polei de argint. La aniversarea jubileului de 50 de ani, a decis să-și facă un cadou muzical, lansând cea de-a treia carte, Cântând las urme pe pământ. Următoarea carte care mi-am spus eu că mi-o fac, o ediție de jubileară, fiindcă am împlinit o vârstă așa frumoasă, 50 de ani, și am hotărât să pun aici, în această cărțulie, 50 de cântece pe versuri proprii și muzică proprie. I-a fost sortit de mică prietenia în viață cu cântecul. Acum, răsfoind filele cărților, se simte împlinită și retrăiește momentele frumoase. E un cântec preferat care mă descrie și pe mine și casa mea, casa părinților mei. Oriunde m-aș duce, unde aș pleca, gândul tot mă poartă la căsuța mea, unde mama, tata mă așteptau cu drag, parcă-i văd și acum în prag. Casă părintească, leagă-n de povești, de copilărie mi-amintești. Casă părintească, miros de cuptor, de copilărie îmi este dor. Când faci totul cu dedicație și dragoste, nu ai cum să dai greș. Acesta este motoul cu care a crescut și se va afirma în continuare eroina noastră, Irina Nicolai.